Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Acasă în Diaspora. Sunt Adriana Dascălu-Bulină. Alături de mine, în studio, la această ediție, venită tocmai din Maroc, Cătălina Pânzaru, consul al României în Maroc. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu, bună dimineața, bună ziua și sunt încântată să fiu alături de dumneavoastră și mulțumesc. De spectatori. Noi ne știm de foarte multă vreme, nici nu mai știm cât timp a trecut. Colaboram pe vremuri la activități de la universitate făcute de dumneavoastră. Împreună cu dumneavoastră. Împreună cu toată... noi și cu mai mulți reprezentanți ai presei și cu mai mulți susținători ai vieții academice din Suceava, ai facultății de litere și științele comunicării. Eu sunt produsul. Așa. Facultății, sunt titular al facultății, a facultății de litere și științe ale comunicării. Sunt, cum știi, titular teoretic, predau limba spaniolă. Toată viața am predat limba spaniolă și... Dar având dublă specialitate și franceză și firește că cele două limbi străine m-au ajutat și mă ajută în continuare în a comunica și în a coexista în diferite spații. Am început la universitate, firește, cred că din 2003, da? Și acolo am rămas. Și acolo sunt, ca titular al universității, dar viața te poartă. La un moment dat... Te surprinde. Te surprinde, mă surprinde și firește că orice început e și o provocare, dar și o perioadă de maturizare, de a... perfecta alte spații, alte domenii și, într-adevăr, te menține într-o alertă plăcută, satisfăcătoare sau provocatoare în același timp. Și provocatoare în același timp, da, nu? Da. Nu că doar meseria asta, dar funcția asta aduce provocări în viață. În general, viața e plină de neprevăzut. Dar important este cum reușim să facem față tuturor situațiilor și provocărilor. Ne referim la Maroc sau la ce? Da, În general. Am dreptate oare? Categoric, pentru că eu acest spațiu îl cunoșteam dinainte, în sensul că noi am început o colaborare printr-un proiect Erasmus cu Universitatea Hasan al II-lea din Casablanca încă din 2014-2015. Și am început un prim colocviu internațional, calitate în învățământul superior. Am fost prima universitate care am avut un acord semnat cu o universitate din Maroc. Când spui Maroc, ți se pare așa exotic. Da. De ce Maroc și nu, da, ce știu, alt spațiu. Dar a fost și este un acord care funcționează foarte bine. Nu este un acord pe hârtie. Așa, care cum undeva. Sunt foarte, foarte sunt multe, foarte din multe, păcate. Că e ușor să semnezi un acord și e ușor să pui la un... Dar nu la universitate. Să fim înțelese că la universitate n-am auzit să fie proiecte doar pe hârtie. În general, așa, pe la autorități publice, pe la primării, că tot mă întreb ce ne aduc nouă frățirile astea, știți, concret, așa, cu diverse orașe. A trebuit să ne aducă experiență multă, să ne îmbogățească, să ne deschidă și la noi, la universitate, da, asta se întâmplă indiferent cu despre ce țară, partener vorbim, da. Și asta spuneam că... am început bine, am avut colaborări, schimburi de profesori, de studenți, am avut diferite activități, colocvii, cum am spus, sau activități științifice pe care le-am programat și le-am finalizat într-un parteneriat care ne-a adus nu numai satisfacția aceasta profesională, și cea personală. Și firește că fiecare deplasare, fie noi spre Maroc sau cei din Maroc spre România, a reprezentat o punte de comunicare. Pentru că dacă nu ai comunicare, nu există colaborare. Și dacă nu este nici colaborare și nici comunicare, atunci... Despre ce vorbim? Câte oportunități sunt pierdute așa? De aceea poate cei care ne urmăresc primesc așa un sfat de la noi, cu tot dragul oferit, învățați
măcar o limbă străină. A învăța o limbă străină, eu câștigi o viață, îți deschide o oportunitate sau îți deschide alte piste, pârghii, sau te simți mai stăpân pe tine, pe faptul de a face acest pas, pentru că bariera aceasta lingvistică este o barieră care îngreunează viața, îngreunează existența. Nu poți trăi așa într-o cutie, undeva izolat, privind peisaje, fără să comunici. Degeaba. E așa o orbire. Și parcă nu poți să înțelegi tot ce se întâmplă în jurul tău la adevărata valoare, dacă... Da, dar ideea e de a comunica exact cu persoanele, cu oamenii simpli sau nesimpli cu care te afli în contact, pentru că astăzi, de exemplu, eu astăzi sunt aici, mâine sunt la 4400 de kilometri, mă întâlnesc cu taximetri sau cu cei de la boulanger, de la pâine, e în regulă. Vreau să spuneam, în afară de faptul că la un moment dat ne poate oferi oportunitatea de a avansa în carieră sau de a lucra undeva în afara țării, dar acum avem această posibilitate grozavă de a ne deplasa, de a merge în concedii, unde vrem, bani să avem. Și e păcat că acolo să nu știm decât limbajul semnelor, care are și el rostul lui, și să nu putem conversa, să nu ne putem înțelege cu gazdele noastre, măcar într-o limbă de circulație internațională. Iar Marocul îți oferă posibilitatea să practici și franceză, și engleză, și spaniolă, și melanjul acesta. Deci, sunteți fericit acolo, da, înțeleg. Da, mă descurc. E bine. Sunt în... Și spuneam că e un spațiu pe care l-am studiat, oarecum l-am cunoscut, pentru că mi-aduc aminte... Da, lucram la doctorat, eram pe partea finală și... Am început un curs opțional la specializarea română-spaniolă, elementul arab în peninsula iberică, pentru că, predând limba spaniolă, lingvistica îți oferă atâtea similitudini și te face să mergi mai departe și să mergi pe... să vezi istoria acelui cuvânt, cum a ajuns și la noi. Firește, noi nu am avut un contact direct cu lumea arabă, dar să nu uităm lumea Imperiul Otoman, care ne-a stat aici în coastă sau ne-a avut sub aripă și care ne-a adus atâtea exemple de contacte, fie și ele extralingvistice, dar au existat. Și cele mai bune exemple sunt cele din domeniul ăsta, gastronomic, pentru că lumea firește. Și apoi a venit, v-am spus, acest proiect cu Erasmus. În 2016 am fost visiting professor la Universitatea Hasan II din Casablanca, 3 luni. Și în septembrie 2018, înainte m-am prezentat la un concurs la Institutul Limbii Române, Ministerul Educației de astăzi, care scotea la concurs câteva posturi de lector în diferite universități, unde se vacantase sau se creau lectorate. Și un lectorat nou creat era cel din Maroc, Rabat. Și am zis, ăsta trebuie să fie al meu. Mai era Tunisia și în Europa erau câteva, dar n-am... Atracția, magnetul venea de acolo. Maroc a fost așa, Marocos, mi-era pe... Am zis că voi merge. Și dacă... și chiar îmi doream. Vreau o schimbare și am fost până... Deci, doi ani și jumătate, lector al Institutului Limbii Române la Universitatea Mohamed V din Rabat, unde mi-am continuat incursiunea așa și culturală și de a cunoaște. Am intrat în contact foarte, foarte multe persoane, studenți erau adică sunt în continuare fascinați, deoarece lectoratul continuă. Așa. Este un alt coleg, un alt profesor care e venit de la altă universitate și firește că îmi rămâne această primă iubire de acea nu de a promova niciodată, limba clar. Și ceea ce fac și acum, cultura și civilizația românească, pentru că și astăzi, în această poziție,
Nu avem comunitatea românilor din Maroc. Nu este o comunitate foarte mare, în schimb avem foarte multe contacte, mai ales acum cum s-a mai relaxat condițiile și de circulație, da, și de restricțiile care au fost, pentru că a fost o perioadă dificilă, ca peste tot. Dar datorită mediei am avut și alte variante de a fi în contact, chiar și acest online salvat tot până la urmă. A salvat tot și ne-a făcut să depășim oarecum, cred că a fost acel șoc existențial pe care l-am trăit toți, ne-am gândit ce se întâmplă, ce vom face. Dar uite că ființa umană se adaptează. Noi suntem așa specii care, ca toate speciile, ne adaptăm. Cu drag. Unii mai bine, unii mai puțin bine. Se pare că dumneavoastră v-ați adaptat foarte bine vieții din Maroc și aș vrea să vă rog să vă întoarceți puțin în timp și să încercați să vă aduceți aminte. Care au fost sentimentele dumneavoastră când ați ajuns prima dată în Maroc? Prima dată în Maroc, dacă tot suntem la... Mărturisiri. Am ajuns în 2008, eram în Spania, eram la un curs de perfecționare în Granada. 14 ani. Da, exact. Și eram cu două prietene profesoare de spaniolă din Turcia. Deci 2008, da? Și aveam un weekend la dispoziție când ne-am gândit unde, ce să vizităm noi. Ne gândeam la Cadiz, Ceuta sau Tanger. Și nu știu, cineva ne-a sfătuit că eram la, în autogara din Granada să luăm un autobuz. Și ne-a sfătuit, ce să faceți? Bun, Cadiz și Ceuta, tot Spania, dacă vreți să vedeți ceva, mergeți în Maroc. Cum? Uite, așa, luați autobuzul până în Algeciras și de acolo traversați Gibraltar. Când am auzit, traversăm Gibraltarul. Da, să mergem acolo. Dar în neștiința noastră, noi am coborât în Gibraltar. Am vizitat Gibraltarul, numai că din Gibraltar nu prea poți să treci, că Gibraltarul, numai Spania, este Regatul Unit al Marii Britanii. Și am vizitat Gibraltarul, n-am făcut, am făcut frumos și acolo. Frumos și acolo. N-am fost, am auzit. Chiar foarte frumos. Și Gibraltar este stânca aceasta care se rupe, se rupe Europa și când e senin, vezi coastele Africii, că practic sunt în 14 km care marchează distanța între cele două continente. Și am noi trebuie să ajungem în Gibraltar. Și am luat autobuzul, am luat un Tanger. Da, chiar ați în Gibraltar. Din Gibraltar am mers spre Algeciras, punctul unde sunt cele Algeciras și Tarifa, sunt două porturi care asigură transferul spre Africa, spre Maroc. Maroc. Și n-am mai calculat și diferența de fus orar. Oricum am ajuns noaptea, pe la 10 noaptea, întuneric. Eu cu două turcoaice. Și pe pașaportul meu, la acea vreme era plin de vize de Ucraina, că mergeam, aveam atâtea activități cu lectoratul, da, de acolo. Și marea surprindere a fost a autorităților, păi, ce faceți? Unde mergeți? Tanger, care-i scopul? Vizită! Ce să vizitați? Tanger? Tanger? Păi pe cine cunoașteți? Pe nimeni. Unde stați? La hotel? Care? Nu știu, vom vedea. Deci a fost, deci jumătate de oră a fost așa, că nici ei nu înțelegeau cum ce cu voi? Unde plecăm? Nu avem cazar, nimic. Dar nu mi se părea, neștiind că sunt alte, nu este Europa, este alt spațiu, sunt alte normative pe care nu le cunoșteam. Noi plecăm în Africa, nordul Africii. Am ajuns, ne-a ajutat un tânăr marocan, spaniol, ceva în genul acesta, un Mohamed, și care ne-a zis, dar voi chiar nu aveți pe nimeni? Nu! Și a zis, coborâți în port, nu faceți niciun pas de acolo, așteptați să-mi duc eu mama și mătușa acasă și pe aia vin după voi. Și ne-a făcut un tur câteva ore, pentru că a doua zi dimineață, la ora 6, ne-am îmbrăcat și înapoi în Europa. Neavând nimic pregătit, păi, nu poți să te duci așa fără să cunoști. Și de aceea și sfatul este un sfat așa prietenesc pe care aș putea să-l dau
românilor care vin în Maroc. Maroc, prima dată te interesezi, vezi niște condiții, unde poți să mergi, unde, care sunt zonele turistice, pentru că nu este, este o țară foarte plăcută, turistică, minunată, dar ca orice spațiu străin, trebuie să ai niște informații, niște informații, pentru că, să nu uităm, este totuși o țară musulmană, noi suntem mai deschiși, venim și trebuie să respectăm. Respect. Suntem bineveniți, oriunde de altfel. Toată lumea dar, nu spune nimic, dar da, trebuie să respectăm mici. Regulile casei. Păi nu? Și noi aici avem pretenția de a ne fi respectată. Corect. Respecta spațiul, tradițiile, obiceiurile, regulile. Care sunt, da. Da. Și sunt fascinante. Și așa a fost întâmplarea. Prima vizită în Maroc. Revin aici. Așa. Revin altă dată. Și am revenit după încă alți 7 ani. În 2008, da. 2015 mai fost la acel coloviu. Și apoi 2016. Dar sentimentul 2018. Care a fost? Că era, nu știu, că ați mai fost într-o viață anterioară acolo. Că Nordul Marocului este oarecum un metis așa mozaicat, dar mi-am găsit Spania, mi-am găsit așa o parte din Andalusia peste... Multe repere, da, nu? Multe repere. Plus că, practic, nu este chiar Maroc, Nordul, fiind și colonizat și apoi sub protectorat, există o altă față a Marocului. Pe când, da, când intri în așa în spațiu, în interiorul Marocului, firește, acolo, da, ești fascinat, ești... Dar trebuie să ai puțină informație, ca să nu-ți pari chiar ridicol când te uiți, uh-huh. Pentru că sunt culturi diferite, dar nu sunt din altă lume. E minunat, mie îmi place, e o țară exotică, e o țară caldă, dar mă întorc cu drag acasă tot timpul. Cum să nu, cum să nu, mai ales că aveți aici atât de multe amintiri și amintiri mă aveți și pe mama și prietenii. Prieteni, păi acum am venit, mi-am programat. Mi-ați aniversat mama, i-ați făcut o surpriză. Mame, o ziua ei și... Mulți ani Doamne, înainte, mulți sănătoși și sănătoși să fie. Să da. Fie, că atât am mai plâns de... Nu știu, deci doamna consul și-a luat așa un concediu inopinat pentru că a vrut să-i facă o surpriză mamei la aniversare, 75 de ani. Am realizat că 75 ani, nici vorbă, mă duc acasă și sun la ușa mamei. La mulți ani, exact așa, exact, a fost. Făcut exact așa a fost. Cu tot cu flori. Cu flori, ca cu flori, cu tot. Nu voi repeta. A fost un pic cam... A fost cam, da. Periculoasă surpriză. Așa, prea mult sentiment, prea multe emoții. Emoțiile puternice. De și... când nu mai văzuseți? Păi fizic. De când am plecat, de vreo 14 luni. Fizic, da? Da, fizic. Că în rest vă vedeți online, înțeleg. Online, de fapt, când am plecat, nu știu, n-am... Nu, tot așa n-am văzut, pentru că mama stă în Iași. Da. Dar nu pot să spun că nu am văzut-o, că ne vedem tot timpul online și ea este acum o specialistă în a... Pe cum să nu? A manevra toate rețelele. Deci se poate, la 75 poate, de ani. Este iată, activă. O doamnă este... pricepută în IT, în conexiuni. Deci ceva de speriat. Mă uimește și pe mine. De multe ori îi spun, nu fii chiar atât de activă. Mai lasă și pe altă dată. Nu, vă rog, lăsați-o. Lăsați-o. Că face foarte bine ce face. Bine, da. Așa, ea a fost așa activă, zic. A fost profesor la viața ei. N-aveți cum și... să schimbați acum, să da. Fim serioase, nu? Sper să am aceeași, dar voi avea aceeași evoluție. Cine știe cu ce ne vom lucra peste vreo câțiva ani mai mult. Dar spuneți, mama a fost la dumneavoastră în Maroc? Nu, i-am propus, i-am spus, poate vine în toamnă. În toamnă, în septembrie, octombrie, când este mai bine. Nu e așa cald acolo, nu? Nu este așa de cald. Nu este exagerat de cald. Mie îmi place căldura. Dar la vârsta ei cred că i-ar trebui puțin așa un septembrie, octombrie, uh-huh. Chiar noiembrie e plăcut. Eu, ne fiind zbor direct cu escală și zborul, da, o problemă. A fost un zbor direct. Câte ore se fac până acolo și câte escale? Eu fac 3, că Suceava-București, București-Paris, de obicei Paris-Rabat. Sau când am plecat prima dată
Fiind cu pandemia, am ajuns prin Dubai. Păi nu și câte ori ați făcut? Vreo 36. Mamă! Și cât v-a luat să vă reveniți după drumul ăsta? A doua zi eram la azi. Am ajuns deci vă remontați rapid? Da, a doua zi am fost la serviciu. Și cum a fost prima zi la serviciu? Doamna consul Cătălina Pânzariu de la Suceava. A fost foarte bine, a fost bine, a fost perioada, ca orice perioadă, și de acomodare și de a intra într-un ritm, pentru că trebuie să fii tot timpul în alertă. Alertă nu, dar bine, nu activitate. Așa, activitate, mai bine o spus. Activitate da. Plăcută, că dacă nu-ți place, nu faci față și este un colectiv foarte bun, minunat, ne înțelegem, repet, o comunitate pe care o cunoaștem, începe să o cunoaștem, se schimbă cam tot timpul. Nu este atât de mare, dar... Cam câți români sunt? Cam 300-350, cam așa, că în perioada pandemie, vă dați seama că și pandemia aceasta a schimbat destine, a schimbat optica, a schimbat viața, practic. Dar Marucla este tot timpul vizitat de români, mai ales în această perioadă, chiar și în perioada de iarnă, când am avut acea mini-vacanță, când au rămas blocați în Maroc, am avut o repatriere. Ne-am monitorizat, așa că trebuie să iei deciziile rapid. Foarte, foarte rapid. Și a fost perioada când, într-adevăr, dintr-un context care nu ne era cunoscut, nici avizat, firește că nu numai românii europeni au rămas blocați în Maroc și îi aduce acasă. A fost nevoie atunci de intervenția dumneavoastră și sunt convinsă că v-ați... Nu neapărat, e o vorba... Nu e, ca instituție, nu? Ca instituție, că ei unde se duc să ceară ajutor când au o situație. Dar s-a terminat cu bine. V-ați făcut datoria până la urmă. S-a speriat în sensul că nu este comod să te vezi la atâta distanță și să știi ce fac, cum ajung acasă. Pentru că lumea avea serviciu, se întorcea pe 2 decembrie. Exact, aveau avioane. Avioane, pentru că nici măcar acelea nu mai erau. Și căutam variante, dar când am văzut că numărul lor este destul de mare, ei te organizezi și rezolvi situația. Da. Și sunt convinsă că v-au apreciat zâmbetul și căldura și a fost de mare ajutor prezența dumneavoastră. Nu degeaba, nu știu, așa, distribuiți așa o energie pozitivă pe care sper să o simtă și cei care ne urmăresc. Și soarele te ajută. Te ajută clima. Te ajută mult clima. Da. Că într-o zi mohorâtă și tu ești mohorât. Da, bineînțeles. Într-o zi ploioasă și sufletul îți plouă, parcă. Suflet, da. Într-o zi cu soare te alimentezi. Eu sunt leu, sunt solară, sunt... Nu m-aș vedea niciodată. Recunosc, n-am fost niciodată în Anglia, nu știu de ce. În zona aceasta e rece, e ploaie. Nu e vorba de frig, ci de ploaie. Nu-mi place, ploaie. Nu sunt atât o romantică. De câte ori v-a prins ploaia în Maroc? De prins nu m-a prins. Am evitat-o. A plouat. Dar nu m-a prins, evit. Nu-mi place să mă plouă. N-am înțeles. Dar plouă frumos, furtunos. Uh-huh. Și imediat se termină. Iarna este... Adică așa este iarna. Plouă. 2-3 zile și e... Frigul acela, eu zic că e ploaie mocănească asta, ca la mine acasă, mărunțel, și ți intră așa câteodată între coaste, oase, pentru că, vă dați seama, nu este încălzire centrală, dai imediat drumul la centrală și îți pui căldură. Pentru 2 luni, toți nu consideră necesar să-și pună centrală. Să fac o astfel de investiție. Pentru că nu știu cum să rupă pereții să fie cald. Da, investește niște haine mai groase pentru 2 luni, da, nu? Da, să știți că așa este, pentru că de obicei, din luna aprilie, e cald, e soare, poți să te bronzezi, dar ne atenționează, știu că prima dată asta m-au atenționat localnicii.
evită soarele, ăsta de aprilie. E cel mai periculos? E periculos, nu este, nu știu de ce, neapărat că este toxic, dar faci viroze, răcești, răceli dintre acestea. Am înțeles. Și de-aia vedeam așa îmbrăcați, ei se îmbracă. Și ceea ce noi nu puteam înțelege. Nici vorbă. Eu nu știu cum să-mi rup. Da, ce să mai dăm jos de pe noi, nu? Dar mi s-a întâmplat. Deci am trăit pe pielea mea această aventură solară, că a doua zi aveam așa capul, mă durea de, și gâtul. Și, deci a fost că se poate de bun avertismentul. Da, dar tot timpul l-am avut și tot timpul nu l-am respectat. Adică cum să vezi atât soare și să stai să nu profiți. Nu, nu exclus. Iar anul acesta, vă dați seama, și mai grav, că dacă te dura gâtul sau ca, la făcut test, la test. Da, da. Păi înainte... La cel mai mic semn. La cel mai mic semn. Vai, ai COVID. Nu am, nu e. Am stat la soare. Nu e COVID altceva. Este COVID. Mai sunt și altele, mai da. Mai sunt și altele. Mai sunt și un guturai, mai da, e și da. O migrenă, și, mai e și un... Și o alergie. O alergie, că categorie, dar și o alergie. Te poate păcăli că ai putea avea. Și mentalul trebuie să-l... Adică trebuie să ai încredere în tine și nu așa să deviem imediat. Noi suntem puternici. Uitați-ne că am trecut, mergem mai departe. Nu știu, trebuie să ai speranța aia de viață în tine și tăria de caracter și încrederea și în tine și în Dumnezeu, că suntem creștini și mai zici un Doamne ajută, că tot timpul spui și faci așa, fără să te vadă ceva sau să te vadă, da. Fiecare după categoric, cum, fiecare după cum consideră și simte. Da, dar să nu dăm în cealaltă parte, să nu devenim prea panicoși și prea, să nu ne speriem prea mult. Mie nu a fost niciodată frică de ceva. Nu știu, păi mi-ați povestit cu Gibraltarul și cu Marocul. Frică nu a fost, poate emoții am. Tot timpul emoții, am emoții. Da, da, dar emoțiile frică, sunt firești până la urmă, nu știu, cred. Nici măcar de câini nu mi-e frică. Când eram mic eram de... De acolo sunt mai mult pisici, cred. Da, e raiul pisicilor. Noi avem pisici, avem și noi pisicile noastre. Da, da, sunt pisici. Sunt pisici care sunt oarecum, au un alt rang față de celelalte pisici de pe stradă. Pisicile aristocrate. Exact, ceva acesta. Au nume, au... primesc atenția cuvenită și răsfățate. Sunt oarecum, da, răsfățate. Da, sunt pisici, multe pisici. Sunt feline. Da. Căței nu prea... Nu prea mai... Nu știu de ce și nici nu vreau, pentru că eu mie îmi plac câinii. Eu sunt foarte... Am doi căței acasă. Ce înseamnă acasă? Acasă în Suceava. Acasă în Suceava. Acest acasă, da. Acasă, da. Am doi și tot timpul când vin... Sunt atât de... Mă ceartă. Mă rog, dar îi văd că fiica mea suferă oarecum. Uite trădătorii. Eu stau cu ei. Toată ziua. Am grijă de și ei. Și când apar tu, s-a terminat. Tot mitul s-a dărâmat. Vă copleșesc cu dorul. Da, da, le-a fost iarăși dor. O ruptură. Dar asta este. Da. Mergem mai departe. Da. Da, vă mai aduceți aminte ziua aia în care ați fost numit consul? Nu, n-aveți cum să nu vă aduceți aminte. Bine, bineînțeles. Ne povestiți un pic? Nu prea am ce să povestesc. Nu prea am ce să povestesc, deoarece e ca... E o evoluție în viața fiecăruia. Cred că mai bine zilele după, adică și n-am ajuns. Da, și alea vreau să ne le povestiți. Că, dar ce făceați? Unde erați când ați primit vestea? Păi, eram... cum să spun, eram cred că acasă, nu știu. Și ați primit telefon sau nu, cum a fost? Da, este o... A fost o... Cum să spun? O situație? Situație așteptată, firească, la care, pentru care m-am pregătit, că nu este așa neapărat o numire, dar trebuie să există o perioadă de și de pregătire și teoretică, pentru că nu poți să pleci diplomat într-o misiune reprezentant fără să, ce, Doamne iartă, ăsta aia nu se poate. Eu tot timpul am învățat și voi învăța și în rest, în schimb,
am știut că este, nu este chiar atât de simplu. E o muncă ce necesită și stăpânire de sine, uh-huh, și multă răbdare și răbdare în sensul de a nu contabiliza s-a terminat programul. Nu se termină programul cam niciodată. Adică suntem pentru a veni în sprijinul cetățenilor, atât, firește, români, să asigură asistență consulară, de aceea ești trimis pe misiune, nu? Pentru că... Nu sunteți acolo în vacanță. Nu, și chiar nu, mai vedeam așa, mai sunt, nu în ceea ce mă privește, dar aș dori ca lumea să înțeleagă că în spate e o muncă titanică. Și chiar nu poți să mulțumești chiar pe toată lumea, că firește. Dar înainte de a lansa un comentariu răutăcios sau ce fac acolo, că stau la soare sau la pară sub palmier, nu este adevărat. Dar e dreptul fiecăruia de a emite comentarii, de a lansa comentarii. În schimb, cu toată sinceritatea și cu toată onoarea și mândria, depunem o muncă, e muncă foarte, foarte și serioasă și multă, pentru că e mica Românie. E o mică Românie care are grijă, sau unde cetățenii români și nu numai vin, se adresează și ne consultă și ne cer sprijinul și îi ajuți. Sunt situații și situații. Și trebuie să empatizezi, să înțelegi, să găsești soluția de moment, cea bună. Firește că tot timpul avem sprijinul de acasă, de aceea este un mecanism care funcționează, da, și trebuie să funcționeze impecabil. Acum că sunteți în vacanță, nu și știu, vacanță. Acum acasă, da? Dar tot vă gândiți acolo, nu? Și tot țineți legătura. Și... că nu pot să spun, sunt în concediu. Nu v-ați închis telefonul și gata. Niciodată. Chiar nu. Și nu pot să rupi. Nu, e un curs firesc. Eu așa îl văd și deja mâine, mă gândeam, mâine acum sunt așa, apoi mine sunt așa și doi, pe 1 iunie, ajung pe 1 iunie, de ziua copilului. La mulți aveți ani. Ceva acolo organizat? Da, vom organiza sâmbătă. Da, pentru că e mai bine, cred că și... Nu, pentru a da posibilitatea, pentru copii sunt la școală. Să vină copiii, da, sunt la în timpul săptămânii. Ei n-au liber de 1 iunie, cum avem noi. Nu. 1 iunie este mai mult așa, nu se sărbătoște ca la noi. Cred că noi am început să-l, noi când spun celelalte misiuni, uh-huh, sunt atâtea misiuni. Dar pe plan local nu este 1 iunie, se sărbătoște, poate în colegii, în misiunile astea, acestea străine, uh-huh, în școli, dar acasă nu e, eu țin minte de 1 iunie, primeam ceva sau mergeam undeva de 1 iunie la școală, nu era liber, dar făceam activități specifice, o serbare, o poezie, mm-hmm, un cântec sau desene pe asfalt. Dar nu. Și de aceea, pentru că a dat posibilitatea tuturor să se adune. Să se adune în Rabat, misiunea fiind în Rabat, sâmbătă va fi, da, este o activitate organizată de o asociație de prietenie română. Sunt două asociații de prietenii română-marocane în Rabat și în Casablanca și să nu uităm că este și lectoratul de limbă română al Institutului Limbii Române care funcționează. Doamna lector tot timpul este activă și participă la toate activitățile. Studenții sunt încântați, interesați. Să fie acolo să și fie, ei, nu? Da, și mai este o altă activitate. Noi ne împărțim așa, uh-huh, în funcție de, uh-huh, ce activitate. Eu fac asta, hai să vedem cum să facem să iasă bine, cu implicare nu se poate altfel. Categoric și îți face și, și plăcere și să fii alături, e momentul de a ne cunoaște, de a cunoaște și alți copii, uh-huh, alte familii. Și de a fi aproape. De aproape. E momentul, da, de a ne întâlni. Nu am sărbători. Și...
sărbătorile de Paști sau de Crăciun, te întâlnești. Sau acum, după ce s-au mai deschis, s-au ridicat restricțiile, am început să avem concerte, organizăm activități. Deci ziua e îndată. Da, anul trecut a fost chiar, mi-a spus o colegă că postarea noastră, cea de pe pagina ambasadei, a fost în top 3. Wow! Da, am avut, felicitări! Mulțumim tare mult! Și chiar făcuseră niște statistici cei de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, a fost cea mai aproape... Cea mai virală? Da, virală fotografie. Și vizualizată? Vizualizată. Dar și... ce era în fotografia aia? Noi eram, noi, echipa noastră, mie, da. Zâmbind larg și purtând cu mândrie ea. Da, purtând cu mândrie, dar echipa, colectivul nostru, cred că a fost așa, pe placul ei. Ia uite ce frumos, da, sună foarte, foarte fain. Da. Ați transmis probabil un mesaj foarte emoționant. Fiecare, vă dați seama că fiecare misiune a avut astfel de activități și activități, dar fiind într-o zi de lucru. Da, era lucru, da. Și așa am stat chiar toată ziua. Toată ziua, dar mi-a plăcut. Și aveam program cu străinii, da? Și, bine, știți care este ce este interesant? Ziua noastră au și cămășile acestea brodate și baticul ca la noi, ca aici, în zonă, în zona nord, de nord a Marocului. Deci am spus, nimic nu e întâmplător. Verde, roșu, florile acestea vegetale. Uh-huh. Motive vegetale, că nu poți să pui altceva, mai ales în religia lor. Dar, inclusiv iile, firește că este o influență, categoric. Și să nu uităm că ei au fost tot timpul comercianți, că nu au vândut de toate. Dar, da, nordul este mai apropiat, așa, vine mai spre, cu influență, oarecum, cred că și din zona Bizanțului au contactele acestea culturale și extraculturale s-au resimțit. Plus, proximitatea cu Europa Occidentală, Spania, care la fel... Nu neapărat că și-a pus amprenta, ci cred că invers a fost. A fost așa un mixaj de ambele părți. Și da, țin minte că am avut o activitate, bazarul acesta, bazar diplomatic, așa. În care fiecare misiune prezenta produse, o expoziție. Vă dați seama că am venit cu tot ce aveam, ce am găsit, inclusiv ouăle, am și la ouă de ouăle de Paști. Ouăle noastre încondeate, da? Încondeate. Dar nu le erau la vânzare. Toată lumea avea ouăle astea. Nu sunt de vânzare. Erau, deci trebuie să faceți o expoziție cu vânzare de ouă. Da, dar ar trebui să găsim o variantă, pentru că rămâneam imediat fără. Apoi batic. Și că aveam un batic de ăsta luat de la Horod, nu știu unde, da, ceva în genul ăsta, de la mare. Lângă era misiunea Ucraina, cred că era, sau Rusia. Și toate erau cu baticul ăla și ne uitam una la alta, care al meu și care erau la fel, Ucraina, da. Și zic, ăsta este de la mine. Voi aveți de la voi. Bine, că erau la fel, efectiv la fel, că am zis că îl dau jos, pe care să facem diferență. Eu îmi las ceva tipic, pentru că erau mult mai multe și... am zis, paradoxul a fost că eram lângă și lângă Turcia, noi eram așa, harta... V-ați așezat... Dar nu am așezat, întâmplarea a făcut. Dar uite ce, da. Cu câte semnificații până la urmă. Am zis că suntem vecini, suntem toți aici. Da, și cam asta. Nu știu ce să vă mai spun, întrebați-mă dacă... Nu știu, așa, când vă mai întâlniți cu românii, ce faceți, ce vorbiți cu ei, ce vă cer? Depinde, sunt așa, sunt românii care sunt stabiliți, care deja au familii, nu uitați că anii 80 au fost anii care au reprezentat pentru Maroc o perioadă de formare asigurată de profesorii români, 70-80, că mulți
părinți, adică cam de vârsta, ce știu eu, la 40-50 de ani, așa, am avut profesorul meu de matematică, de biologie, era român, sau de chimie. A fost o perioadă, un program de a asigura formarea viitoarelor cadre didactice în Maroc, pentru că să nu uităm, a fost și o perioadă cu mult analfabetism, da. Na. Era firesc. Și sunt familii care deja s-au stabilit acolo, cunosc care au deja 40 de ani. Deci o viață. Deci acasă e pentru ei acolo, deși da. Vorbesc cu drag, merg acasă. Da, nu cred că rădăcinile se pot rupe vreodată. Unii s-au întors. Deci după o anumită perioadă, mai ales la perioada de când ajungi la vârsta de pensionare, când te întorci. Știți, cred că este acea chemare a rădăcinii. Te cheamă casa, pădurea. Cunosc o familie, e tare dragă, din Botoșan. Mi-e tare dragă, i-am cunoscut de la început, de când eram lector și ea, doamna, tot spune, moldoveanca mea! Mândră de moldoveanca mea! Și sau din o altă familie, dar s-a întors în zona din Iași și țin legătura și chiar cu cei care s-au întors. Care s-au întors. Da, ținem legătura, cei care sunt acolo. Sunt persoane, cum să vă spun, am cunoscut o familie, ea este pianistă, o altă familie unde ea este scriitoare, dar care tot așa au călătorit, a venit într-un spațiu, s-a instalat aici în spațiul respectiv. Copiii sunt joviali, sunt copii care fac echitație, natație, sport, tenis, învață. Contopirea asta într-un spațiu școlar unde nu sunt numai marocani, uh-huh. sunt și alte nații, cred că ajută și la formarea lor. Sunt copii care se vor adapta peste tot. Eu mă uit și la copiii colegilor mei care sunt... Copilul dumneavoastră? Copilul meu vine în vizită, doar în vizită. Doar în vizită. Mare, este studentă la București. Câți ani are? 20 de ani. Mulți înainte. Este studentă la București, dar este această generație de online. Uh-huh. De-abia acum începe prima sesiune în format fizic și să dea Dumnezeu mai departe celălalt an să fie tot, adică să continuă cu formatul fizic. Da, ea a venit, îi place, a venit, dar în vacanță, sau vine să stea cum, da, în perioada cât a fost în perioada aceasta de presesiune, sau încă era cu școală, că a venit din aprilie și ne-am întors împreună și acum ne întoarcem, ea va rămâne în București, eu merg mai departe, da, este un copil minunat, răbdător, matur, s-a maturizat, că e copilul meu, dar e un om, va fi un om bine, bine ancorat așa în societate. Și cum povestează mama, dar noi asta mai mult în Maroc împreună decât acasă. Păi mi-a mai spus că acum am stat și foarte puțin acasă și ea va vedea emisiunea. Ea va vedea dacă se va uita, cum să nu? Azi suntem la 20. Deci va vedea, oricum. Păi mi-a spus, păi mai mult am stat cu tine în Maroc decât aici. Uh-huh. Și acum, înainte de a veni, am spus, vin, am de rezolvat 2-3 probleme și vin și mergem să le rezolvăm pe celelalte împreună. Rezolvăm împreună. Oricum, ea dimineața nu este atât de matinală, încă doarme, dar... Când înregistrăm noi emisiunea, că de seara la 20, adică da, seara la 20... Voi face așa fel să se ducă în altă parte, oricum... Să nu vadă emisiunea? Să o vadă, zice. Bine, mama, da, bine, da. Va comenta, firește, că este un pește dintre ăsta, așa... Ca Luca, al meu, să știți. Despre ce vorbim, exact. 18 martie. 10 martie. Deci... N-a poftim. Ca să vezi. Da. Da. Dar sunt, eu spun așa, peștea lunecos, dar poate fi și o știucă care mușcă așa
cu nervi, de toate. Dar sunt ai noștri. Ne iubim. Ce ne iubesc pe noi și o să ne ierte dacă am mai zis prostioare așa din când în când. Vor ierta că și noi am iertat. Exact. Da. Și deci asta mai e ziua de azi pe care și pe mâine care o voi consuma așa la maxim. Cu tere. Sper. Da, sper. Eu am încercat, Teresa, să știi. Da. Ba da. Oricum mâine avem atâtea ore împreună, deci 50 de minute pe avion împreună. De seară, firește, iară vom face noaptea albă, pentru că noi așa, eu cel puțin așa fac. Când am venit acasă aveam vreo 56 de ore de nesomn, dar nu era somn absolut deloc, pentru că am avut o activitate în Casablanca, de acolo ne-am întors la 11 noaptea, bagaje și acasă. E plăcerea aceasta de a fi tot timpul în activitate. Și e normal. Ieri am fost și la universitate. Chiar vreau să vă întreb, da, și de universitate. Ce proiecte mai aveți? Ce colaborări mai aveți cu USV? Păi aștept colegii mei de la universitate. Vor veni în perioada 1-8 iulie o delegație de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava cu mulți colegi oarecum în cadrul programului Erasmus Plus, o vizită de lucru, și noi avem, v-am spus că avem acest acord cu Universitatea din Casablanca și mai nou din Rabat. Deci vor veni de la diferite facultăți, pentru că cei doi ani a fost de pandemici, nu au îngreunat, dar contactul acesta direct, fizic, este viață. Îți dă viață și recapeți unele, cum să spun, aspecte care au fost poate marginalizate. Mm-hmm, la un moment dat. Și este și un exemplu de a da dovadă că se poate. Așteptăm partenerii din atât colegii de la universități sau studenții, și vrem să eliminăm aceste idei oarecum preconcepute că nu este o țară sigură, că studenții nu vin. Nu, este sigură. Doar trebuie să mergi informat, să nu uităm, da, cât de cât să ai idee despre ce se întâmplă acolo. Da. Și informațiile să fie luate din surse oficiale. Nu știu, poate pentru un concediu n-ar fi mai bine să mergem printr-o agenție care să aibă experiență, să ne poată prezenta, să ne facă așa un mic instructaj înainte, să ne ofere și un ghid, poate. Păi, aici este și rolul agențiilor. O agenție care este serioasă, care își se pretează la un standard înalt, mulțumește clienții, firește că trebuie să aibă și acest plan, un program de a asigura o vizibilitate a punctelor cele mai importante din Maroc, pentru că nu poți să vizitezi Maroc într-o săptămână sau în 10 zile, n-ai cum. Dar să știi unde să mergi, neapărat. Sau pe cont propriu, în sensul cont propriu, nu singură, dar într-un grup mai de prieteni. Nu cum ați fost dumneavoastră cu cele două colegi din Turcia, noaptea la 10, fără niciun plan. Dar bine să nu faceți așa, pentru că noi ne-am dus în exuberanța de la acea vreme. Exuberanța tinereții. Categoric, în schimb, n-am știut. Nu, deci noi ne-am dus, de aceea spun, nu faceți ca mine. Nu faceți, da. Da. Sau, să știți că cazările la hotel, hotelul îți oferă și un program. Și cred că acum nu știu cum este mai bine. Eu, sincer să fiu, mi-aș face singură programul, în sensul că mă organizez, sunt foarte bine organizat, să știți că gestionează bine toate grupurile de străini, pentru că altă dată nu mai vine. Din asta, turismul reprezintă o sursă substanțială de importantă, că pentru toată zona, tot Marocul și tot Maghrebul. Dar acum depinde de fiecare. O persoană care nu este atât de aventurieră, preferă poate prin agenție că e mai comod. Se face ceva. Nu, m-aș duce și că se pot închiria. Plus, atunci, ajungând la fața locului, apare altceva.
noutatea aceea de moment și vrei altceva, schimb, eu sunt schimbătoare. Da. Sau dacă nu putem intra la consulat, o căutăm pe doamna Cătălina Pânzăriu și o întrebăm. Dar eu am ținut tot timpul legăt, pentru că de obicei primim astfel de mesaje, suntem un grup, venim, mai ales pe perioada cu condițiile de călătorie și chiar se interesau, aici vă rog, poate mai mult chiar. Un alt sfat, deci urmăriți cu atenție toate condițiile de călătorie care sunt afișate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Da. Există fel de fel de informații pe site-uri turistice care nu dau grupuri și informația actualizată, că aici trebuie actualizată. Ori, când întrebi cum va fi peste în august, nu putem să spunem acest. Noi primim aceste informații și le difuzăm imediat pentru ca fiecare să fie, să-și facă niște aranjamente, să se organizeze și să adapteze. Dar, repet, nimic nu este sigur, că nici noi nu știi, exact. Poți să spui ce fac în septembrie. Voi face bine, nu? Doamna consul, nu știu cum am făcut, am ajuns la finalul emisiunii. Deja? Și câte mai avem de povestit? Vă așteptăm, mă rog. Facem, așa, facem partea a doua, continuarea în Maroc. În Maroc, veniți fără agent, adică cum doriți, și continuăm pe acolo într-un spațiu pe care vi-l alegeți, vă pot... eu știu, sugera câteva... Ne lăsăm pe mâna dumneavoastră. Da, dar atunci, vă aștept pe spațiu și cu drag continuăm această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Sunteți suflet. La fel de caldă și la fel de jovială ca atunci când am cunoscut, că prima dată, la primele momente și ale mele ca din activitatea de la universitate, da, de la universitate, când făceam zilele hispanității, dacă mi-aduc eu da, bine aminte. Atunci ne-am cunoscut. Da, da. Tot cu zile și cu zile senine să ne vedem. Cu zile pline de bucurii și cu soare. Și sănătate multă. Mulțumesc mult. Cu drag, mulțumesc și eu pentru invitație. Cu mare drag, mulțumim doamnelor, domnilor, pentru atenție. Emisiunea se încheie aici, să vă fie bine oriunde v-ați afla.